Domnul Ciuba, știți, filmări, mie mi-au făcut poliția adresă, eu am dat adresă, filmările la mine la firmă stau 7-8 zile înregistrările. Deci era timp să vină, eu nu pot să vin eu să dau filmările la necanime, oficial și dau. Când a venit poliția nu mai erau filmări, le-am zis că îi pun la dispoziție de vreo să mi-i ridic. Nu, și am și făcut adresă să vină să ridice. Păi bine, a venit poliția să ridice filmările, dar zice că nu mai sunt. Păi, și dacă nu mai sunt, că să o șterg, ele se șterg automat singure. Da, și matale știai că în baracol s-a întâmplat. Da, ascultă-mă puțin. Și dacă se afla, eu nu sunt obligat să scot eu filmări. Tot filmările, ascultă-mă, eu trebuie să dau tot 4-500 de mii. Apoi m-am săturat să dau 4-500 de mii, să le pun eu pe DVR, pun eu pe CD-ul. Pune-te tu în locul meu, tu ai dat pentru poliție atâția bani tot timpul. Că poliția vine, dăm filmările. Băi, am văzut că tata lui băiatul ăla e scostul că o lua bătaie. Ăla e prieten cu mine, înțelegi tu, anunțoiu. E prieten cu mine, da. Părea pe mine, bă, dar de ce nu vrea el să înțeleagă? Acum tu să ai firmă, înțelegi? Eu dacă am auzit că o lua bătaie, nici măcar nu m-am uitat pe cameră să... Cum o luau bătaie și ce-au făcut, eu treia să fug repede, bă. Ce zici că l-am sunat? Că fiul s-a sunat să-i dau cameră. Cum să dau eu camerele, bă, la, așa le dau la... Oricine vine aici să-ți dau camerele. Păi eu sunt papagal, mă, la vine în firmă. Să apară, dar noi cam târziu știrea că apare după... Tu nu știi că noi am mai vorbit de chestia. Noi am avut o discuție amândoi, odată. Apoi tu faci ce vrei, eu nu spun. Dacă tu crezi că e o știre atât de importantă că o luați unul bătaia cu 3 luni la mine în bar, dar tu nu știi ce bătaie cum s-a bătut acum 2 ani la mine. Că ăla-i prietenul meu, tu ai dat de el acum. Clar că el s-a purtat frumos cu tine acum. Înțelegi tu că ai dat de el și ai dat ok că eu de partea lui. Nu-i vorba că răsculești. Chestia când bagi barul meu la înaintare, care să-mi bat pula că m-am săturat deja. Dă-l în pula mea de barcă și în bar nu s-a întâmplat nimic. Înțelegi tu? Vin copii de ăștia de bani gata noaptea pe la 3 și fac tot felul. Și dacă cineva e chiar, te vezi, Doamne, că e problemă.